25 de ani de muncă în sprijinul performanței, momente de agonie și extaz alături de cea mai frumoasă și admirată generație, generația de aur, un nume construit cu credință, cu iubire de profesie și cu dragoste de oameni. L-am numit aici pe Pompiliu Popescu, medicul al cărui nume profesional se împletește indestructibil cu cei mai frumoși ani ai echipei de fotbal a României. S-au schimbat fotbaliștii, s-au schimbat selecționerii, s-au schimbat și șefii fotbalului românesc, dar medicul naționalei a rămas în fiecare dintre noile formule timp de un sfert de veac, doctor de medicină sportivă și uneori, la nevoie, doctor de suflete, căci uneori performanța înseamnă și multă suferință, nu doar fizică, ci și sufletească. Drumul lui Pompiliu Popescu la Naționala Mare începe în 1987, dar așa cum avem să aflăm, nu a fost chiar dragoste la prima vedere. Prima întâlnire a fost urmată de primul eșec. În 1987, la echipa Națională Mare, la Lotua, cum îi spunem, dar înainte de acest moment am fost la loturile naționale de juniori ale României. La acele loturi erau deja generațiile, eu știu, Hagi, Gică Popescu, Lupescu, Sabău, Dan Petrescu și așa mai departe, care aveau prin evoluție să devină mai târziu generația de aur. Deci în 87 am venit pentru prima dată la echipa națională mare. Atunci medicul care a fost înaintea mea, mă rog, a avut o problemă cu securitatea, cu a migrat, nu știu ce s-a întâmplat și am venit eu acolo, însă pentru puțin timp, pentru că după vreo trei jocuri mi s-a cerut să devin membru de partid. Eu nu eram membru de partid și nu am avut de gând să mă fac niciodată membru de partid și după acea perioadă am refuzat să devin membru de partid și prin urmare m-au exilat. Fără carnet de partid și cu gustul amar al unei întâlniri nereușite, Pompiliu Popescu s-a întors la juniorii naționalei. Era pepiniera în care atunci se formau fotbaliștii care nu peste mult timp aveau să devină jucătorii generației de aur. După 1990, contextul a fost unul favorabil revenirii medicului Popescu în staful naționalei. Lucrurile erau deja mult schimbate. Fotbalul s-a mulat și după noile condiții sociale care au apărut și în care s-a integrat. Și normal că schimbările au devenit așa, în avalanșă, în cascadă. E suficient să ne amintim că imediat după Mondialul din 90, s-au făcut primele transferuri în masă, așa o explozie de transferuri a jucătorilor noștri în campionatele din Europa. Deci o schimbare care nu putea fi făcută înainte de 89. Această emulație a adus după sine și salturi calitative, nu numai cantitative. Și atunci, vrând nevrând, fotbalul s-a integrat și a evoluat în matca lui firească. O perioadă publicul a fost același aproximativ numeric vorbind și același și din punct de vedere al participării și sentimentale față de avuția sa națională în fotbal. După aceea, mai ales după cele două campionate care au adus succes fotbalului românesc, cel din 94 și cel din 98, publicul a început să scadă numeric, să apară un oarecare dezinteres care a fost într-o regresie progresivă până în ziua de astăzi. Deci el s-a păstrat ca și cel dinaintea Revoluției,
Sigur, contextele erau diferite. Atunci era una dintre puținele satisfacții pe care cetățeanul, omul de rând român le avea. Era și un mijloc de exprimare, de refulare a nemulțumirilor și așa mai departe, la nivelul țării vorbind de fotbal. După 90, odată cu Revoluția, evenimentele sociale au creat și disiparea atenției pentru masa de fotbal și, într-un fel, este explicabil, dar mai ales vârful rezultatelor generației de aur la campionatul mondial din 94 a făcut să ridice foarte mult ștacheta pretenției fotbalului românesc. Și cu trecerea anilor, pe măsură ce nu s-au susținut acele rezultate, publicul s-a îndepărtat. Deși nu întotdeauna foarte vizibil, medicul echipei, mai ales atunci când vorbim de o echipă națională, are responsabilități uriașe. Este de ajuns să ne amintim că pe terenul de fotbal s-a și murit, inclusiv în România, ca să înțelegem că o astfel de profesie nu se poate exercita cu jumătate de măsură. Și atunci, firească devine întrebarea, ce calități sunt necesare pentru a deveni un bun medic în staful tehnic al unei echipe de talia naționalei de fotbal din anii 90? Jucătorii și antrenorii, staful, te simt imediat dacă ești bine pregătit și jucătorii de asemenea te citesc foarte, foarte bine și asta este un lucru foarte important pentru că de aici, din momentul ăsta, încep problemele. Dacă ei nu te percep ca un profesionist cu încredere, participarea lor la actul medico-fotbalistic este frânată. Și atunci nu poți să obții, din punct de vedere medical, rezultatele pe care le aștepți. Prin urmare, pleacă de la o pregătire medicală de bază pe care o ai și pe care știi să o implementezi, știi să convingi prin ea, prin competență poți să convingi, să dai încredere și atunci stăpânind toate problemele de diagnostic și de tratament, lucrurile devin relativ ușoare. Trebuie să ai această chemare, să te mulezi exact pe ceea ce ai învățat profesional, pe educația celui care l-ai în față, pe jucător, pe chemare, pe intuiție și să participi prin a da tot ceea ce se poate din tine ca efort pentru a realiza împreună un obiectiv. Este o chemare, dacă vreți, cu alte cuvinte, care te duce la posibilitatea de a-ți exercita actul medical. Dar este foarte important, dacă nu ai har în această meserie, nu, totul devine foarte greu și superflu, așa, nu? Deci trebuie să ai har. Relația dintre medic și jucători depășește adesea granițele unei legături profesionale. Există momente în care trăirile sunt atât de intense, încât relațiile dintre jucători și staful echipei devin apropiate exact ca într-o familie. Pompiliu Popescu își amintește că un astfel de moment a fost cel din noiembrie 1993, când Victoria de la Cardiff avea să aducă naționalei României calificarea la campionatul mondial din Statele Unite. Pe un fond calitativ de excepție al acelor jucători. E notoriu să spunem că un Hagi nu se va mai naște decât poate peste 100 de ani sau știu și eu. Nu în fotbal, la ora actuală cel puțin toată lumea se pregătește, toți vor același lucru. Diferența însă este făcută la calitate. Calitatea nativă a celui care îl practică, adică a jucătorului. Dacă nu ai calitatea aceasta, respectiv talentul,
munca o au toți și nu ajunge acolo. Haideți să ne întoarcem undeva înainte de momentul acesta de vârf din 1994, momentul Cardiff, vi-l amintiți? Da. Ce este special atunci? Este special că, da, de s-a ajuns la acel moment după o pregătire exemplară a echipei naționale cu stagii de reunire. Jucătorii au putut să se apropie între ei foarte mult. În mentalul lor, echipa națională era mai importantă decât cluburile la acea dată și s-a ajuns la momentul decisiv, Cardiff, 17 noiembrie 1993. Acea partidă, prin rezultatul ei, avea să nască generația de aur. Îmi amintesc că ne-am luat toate măsurile din punct de vedere al pregătirii, dar toate măsurile și chiar unele excesive. Eu, medical, am ajuns să simulăm masa dinaintea meciului, de teamă să nu ni se creeze niște probleme digestive. Și atunci am comandat masa, dar jucătorii nu au participat pentru că în paralel noi le pregătisem la cameră din alte surse și alte alimente acea masă foarte importantă dinaintea jocului. Era și acesta un semn de mare responsabilitate și de mare răspundere. Nu vreau să ne scape absolut nimic ca să putem să câștigăm acea calificare. Tot timpul acelui meci eu am stat în genunchi, era banca mai jos decât nivelul terenului, am stat în genunchi, m-am rugat. A fost pentru prima dată și ultima dată când m-am rugat pentru fotbal, pentru rezultat. Nu aveam să o mai fac după aceea, din alte convingeri. Și știu atunci că Prunea a avut în jampierul lui, în ciorapul lui, o iconiță pe care mi-a dat-o și o păstrez și acum. Mi-a dat-o după meci. Deci acea, vedeți, încrederea era, ca să spun așa, pe toate planurile. Ca să nu vă mai spun că puiul Iordănescu avea un trenci, un parpalac din ăsta de mătase, ca al meu, îl cumpărasem din Hong Kong sau nu mai știu de unde și el a uitat să-l ia de acasă. Era și culoarea și... De acasă din România. De acasă din România, când am plecat în pregătirea acelui meci și a fost foarte zguduit de treaba asta pentru că era convins că ăla-i poartă noroc. Și atunci eu îl am oferit pe al meu. L-ați împrumutat, da? M-am împrumutat. Cu care a stat îmbrăcat tot meciul. Și a fost cu și mai mare noroc. Și a fost și cu mai mare noroc, sigur că da. Vedeți, sunt niște lucruri care sunt amuzante, dar se leagă pe undeva și e bine să crezi în ele. Mondialul din SUA a fost un test de parcurs greu pentru medicul Pompidu Popescu, o provocare mare cu satisfacții pe măsură. Acel campionat mondial a fost ultramatematic pregătit, nu a scăpat absolut nimic. Îmi amintesc că am pornit încă din iarnă, cu luni înainte, câteva luni înainte, documentarea asupra jocurilor, condițiilor de joc, climatelice, de presiune, de temperatură și așa mai departe, pe care aveam să le străbatem în timpul campionatului mondial și am
făcut tot felul de studii, tot felul de investigații, tot felul de analize, ca să nu ne scape nimic, inclusiv smogurile acelea de acel condens care îl întâlneam și avea efecte asupra respirației jucătorilor la orele 11, orele locale. Deci au fost foarte multe studii făcute ca să putem să contracărăm toate aceste efecte. Motiv pentru care nu ne-a scăpat nimic și echipa noastră națională a fost singura care nu a acuzat așa numiții cârcei din teren, acele miospasme. Chiar majoritatea jucătorilor au avut mari probleme înaintea acelui campionat mondial. Mi-amintesc că am fost la Eindhoven, la Gică Popescu, când avea o leziune gravă de aductor și nu mai putea juca și mergea către o intervenție chirurgicală care ar fi pus capăt pregătirii și prezenței lui, nu? Chiar am fost acolo cu el la Eindhoven, de l-am tratat. De asemenea, Ionuț Lupescu, am fost la Leverkusen cu el. Deci jucătorii au avut mari probleme, mai ales probleme musculare care vin pe ultima sută de metri, sunt aproape inerente și aici mi-am concentrat, mi-am focalizat atenția spre prevenție, spre profilaxia lor ca să putem să nu se producă sau dacă totul se produceau să fie atenuate și ușor, mult mai ușor recuperabile. În timpul campionatului mondial am avut mari probleme. Chiar la meciul cu Statele Unite i-a deschis articulația genunchiului un crampon al unui adversar, Miodrag Belodedic. Și a trebuit imediat acolo pe loc să am o mică intervenție chirurgicală, să-i repar și știți că la un termen de o săptămână sau 10 zile a urmat meciul cu Argentina. El a fost apt, a fost refăcut, a fost apt și a și jucat. Înaintea meciului cu SUA, deci după meciul cu Elveția, asta înseamnă 3 zile sau 4 zile cât erau atunci, Dan Petrescu a făcut o afecțiune venoasă, acută și a trebuit să o rezolv așa încât nu a pierdut niciun. Și multe, multe alte afecțiuni traumatice care au survenit. Deci a fost foarte dificil din punct de vedere medical, însă a fost finalmente totul pus la punct. Și pentru că a fi medic de națională implică mari responsabilități, asumarea lor înseamnă uneori și să-ți pui capul sub sabia demisiei. Înainte de primul joc, cel cu Columbia, de la Pasadena, Ionuț Lupescu avea o leziune și era incert. Motiv pentru care, fiind titular, m-am străduit și în final i-am dat ok-ul ca să joace. Motiv pentru care antrenorul și staful conducerii administrative, adică Mircea Angelescu și Mircea Sandu, președinții federației de atunci, mi-au cerut să-mi angajez răspunderea asupra. Da. Și mi-am scris demisia imediată după campionatul mondial, în situația în care o dădeam greș cu Lupescu. Am pus mai presus de orice, nu problema mea, ci problema echipei și așa mai departe. Și deci s-a jucat cu acea demisie în alb.
Cunoașterea are și ea limite, știința la fel, dar și una și cealaltă se completează cu empatie, înțelegere și solidaritatea care se naște într-o echipă. Pentru Pompiliu Popescu, discuțiile din camerele de hotel unde jucătorii veneau să-i ceară sfaturi rămân o dulce amintire. Se confesau foarte mult și ne cunoșteam foarte bine și religiile și tot ceea ce aveau ei în suflet. În general, lucruri de viață, lucruri fundamentale de viață, de credință, se discuta foarte mult. Aici Năluțu Sabău era un bun coagulator al acestui grup, se petrecea la mine, întotdeauna la mine în cameră, pentru că eu îi atrageam ca un magnet, îi magnetizam în această privință și toate confesiunile nu duceau decât la apropierea lor, la felul lor de a se simți, de a se comporta în teren, în cele din urmă. E foarte important să fii apropiat unul de altul și îl simți în teren într-un anume moment când vrei să-i pasezi. Sunt lucruri care nu se văd așa la prima vedere, doar se intuiesc. Discuțiile erau despre educație, despre știință și niciodată ele nu aveau tente vulgare sau peiorative, ci numai și numai constructive. În Paraguay, la Asunción, înainte de campionatul mondial, și campionatul mondial, dar înainte de campionatul mondial, a fost acel turneu de pomină de aproape 2 luni în toată America de Sud și evident că le-au crescut părul și nu aveau alte, nici timp și nici alte posibilități, că tot din aeroport în aeroport. Și în acel hotel, un hotel foarte mare, extrem de mare, a trebuit să fac pe frizerul și i-am tuns. Haideți, nu știu ce, cu tare. Ne grăbeam, el, Luțu, nu știu ce, și i-am greșit. Și l-am lăsat jumătate tuns. S-a compromis actul de frizerie și a trebuit să-l tund de tot. Deci am dat-o greșit. Destinul profesional al medicului Pompiliu Popescu a făcut ca, după 25 de ani de activitate cu fotbaliștii din prima linie, drumul să se separe de cel al naționalei. Trăgând linie, se simte un om împlinit căruia nu-i lipsesc în continuare provocările. Da, și eu cred că am fost un privilegiat de soartă și am obținut maxim atâta timp, atâta cât l-am putut cuantifica și percepe. Există dorință de a merge înainte. Deci profesia este întotdeauna un izvor nesfârșit și nebănuit de captări. Deci îți creează vivacitate, îți creează orice dorință de a trăi și de a face bine celui cu care vii în contact. Dar să mai apară o generație de aur, ar putea să fie una dintre aceste dorințe? Nu. Nu credeți? Nu. De ce? Nu, pentru că, vedeți dumneavoastră, lucrurile sunt unice și repetabile. Lucrurile care devin istorie nu se mai pot repeta. Iar în contextul actual al fotbalului nostru, când este condus de oameni care nu au habar, nu au nicio legătură, este greu să le creezi acel mediu propice să plămădești o generație de aur. Poate rezultate de hazard, de întâmplare, de norocul cuiva legat de echipa națională să ducă așa la ceva, dar generația de aur nu. Deci noi nu vom mai trăi apariția altei generații de aur.